Criza gazelor se simte și la pompă. La Bălți mai e deschisă o singură stație, Transautogaz, după ce săptămâna trecută a fost sistată activitatea celei mai mari stații de alimentare cu gaz metan de pe centura de ocolire a municipiului. Acum conducătorii auto stau ore în șir la cozi pentru a-și alimenta automobilele. Cei mai afectați sunt taximetriștii. Așa păreri. Și de am și răbdăm, ce să știu. Dar de câte zile așa vă confruntați? Avem o săptămână aproape. Încărcăm până aproape de capăt, dar cât ne dau ei, dar unde au la 200 de km dacă ne ajungem. 170. Lucrați mai puțin. Da, ca nefă. Și de-am două ceasuri jumate. În această perioadă lucrați mai puțin din cauza chestii gazul? Da, lucrez mai puțin. La benzină? Am nevoie de încărcat mașină și de atât am mai... Stau de am aștept, pierd timpul. De un ceas, un ceas jumătate. Сколько времени стоим больше? Да. Я, может, знаю, час, полтора, наверное. Так каждый день? Бывало по три часа, самый больше. У меня одна заправка хватает на 200 километров в среднем по городу проехать. Если съездил какой-то заказ подальше в район, то возвращаешься, надо заправляться. Бывает и два раза. А на бензин? На бензине дорого получается. Angajații stației de alimentare cu gaz metan nu au vrut să ne ofere un comentariu în fața camerei, însă ne-au spus că fiecare șofer poate încărca atât cât are nevoie. În prezent, doar 7 stații de alimentare Transautogaz își desfășoară activitatea fără probleme, iar 5 sunt închise. De la începutul anului, un litru de gaz lichefiat s-a scumpit cu 3 lei și 20 de bani și a ajuns la 13 lei și 39 de bani, potrivit datelor postate pe site-ul companiei.